Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia găzduiește în perioada 17-30 iunie expoziția Un deceniu de fotografie etnografică. Expoziția face parte dintr-o suită de manifestări care vor avea loc de-a lungul acestui an și care sunt dedicate aniversării celei de-a 10-a ediție a Concursului Național de Fotografie de Autor, Fotografia Document Etnografic. Expoziția a fost deschisă ieri în prezența președintelui Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel, a directorului Centrului Cultural Augustin Bena, profesor Daniela Floroian, a unei asistențe selecte formate din iubitori de etnografie și folclor. Cu acest prilej au fost aniversați 165 de ani de la nașterea dirijorului și folcloristului Nicodim Ganea din Bistra și 105 ani de la nașterea învățătorului Panfil Albu, întemeietorul Muzeului de Etnografie din Lupșa. Totodată au fost lansate două volume de carte purtând amprenta iubitorului de tradiție, etnografie și folclor, Emil Roșca din Lupșa. M-am agățat efectiv de prezența acestei expoziții în Alba Iulia ca să putem să vă reamintim de aceste două personalități marcante ale județului Alba Iulia. Sunt două cărți care au văzut lumina tiparului datorită altui proiect extraordinar al Consiliului Județean Alba, acela al editării de carte. Sunt două cărți care incubă în ele eforturile de o viață ale celui ce se numește Emil Roșca, om din popor, dar un om dăruit cu un har de a povesti extraordinar. Sunt și culege de legende din zona dumnealui, dar sunt și creații ale dumnealui în aceste două cărți. Vorbim de Lupșa, Oameni și obiceiuri, scrisă de domnul Emil Roșca, dar și de o culegere de legende foarte frumoase, ca și titlul. Munții de aur cu farmecul și poveștile lor. Într-adevăr, citind această carte, descoperim un farmec aparte al apusenilor și sunt atât de fericită că aici vin întotdeauna oameni care au legătură cu locurile, cu cărțile, cu legendele, cu munții apuseni, cu cei doi aniversari de astăzi, cu 60+, cu iubirea pentru cultura tradițională. Portul Graiul, umorul și modestia lui Emil Roșca i-a cucerit pe toți cei prezenți. Păi, ce să vă spun, eu nu mi-am lăudat cam mult aici. Nu-i meritul meu, eu numai cât am culeți de la bătrânii satilor. De când eram copil, de cei șase ani mergeam la linte pe dealuri și de acolo am început să culeg povești, tot ce îmi spuneau. Le-am strâns eu când m-am putut, domnul președinte și doamna directoare aici, care m-a ajutat foarte mult să le tipăresc, pentru că altfel nu știu ce ar fi putut, că de mulți le-am scrise și pregătite, dar nimeni nu o să o găsesc până acum atunci și să mă ajute să le pui pe tapet, cum s-ar zice, să le pot scoate și cred că oamenii așa acolo din țara de dincolo de umbre, sufletul lor se bucură, ne privesc și ei, pentru că cred că mi-l-au spus mie, pentru că multă lume ar vine și special și spuneau că acum în zona muzilor apuseni nu există legende, nu există povestiri, nu ca pe zonă. Sau am era mai tăcut, pentru că chinurile de o viață întreagă și ai de păstăie, că nu se găta bine o nătașă de altul păstăie, i-au făcut să tapă, să se închisteze. Să... Mi-a dat Dumnezeu darul să cărma ceea. Mai luam câte o sticlă cu vinar, îmi duceam cu un pic de miere și așa le dezlegam graiul. În cadrul expoziției sunt prezentate 57 de fotografii selectate pe parcursul celor 9 ediții ale concursului. Practic este o expoziție retrospectivă cu cele mai reușite fotografii realizate de-a lungul timpului de 28 de fotografi. În cadrul evenimentului au susținut momente artistice Corul 60+ și Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.